Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, azi despre viața Maicii Domnului, o mamă temătoare de Dumnezeu. Bună ziua, ție mult favorizată, Dumnezeu e cu tine, ce salut! Cel care vorbește nu-i altul decât Îngerul Gabriel. El se adresează unei tinere cu inimă umilă, Maria, fiica unui om numit Eli. Acțiunea se petrece în anul 3 înainte erei noastre în orașul Nazaret, Luca 1:26-28. Biografia istorică și teologică a Maicii Domnului cuprinde 4 perioade. 1, 15 ani, 15, 28 de ani, 29, 46, este o perioadă de 18 ani de tăcere, 46, 49 și 49, 60 de ani. Prima perioadă cuprinde 3 momente importante: nașterea Mariei, ducerea ei la templu și încredințarea ei de către Zaharia dreptului Iosif. Cât privește primul moment, potrivit protoevangheliei lui Iacov, Maria s-a născut din părinții Ioachim și Ana, fiind unicul lor copil dobândit la bătrânețe după stăruitoare rugăciuni. Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, se trăgea din seminția lui Iuda, fiind urmaș al regelui David, iar Ana, mama sa, era fiica preotului Matan din Betleem, din seminția lui Aaron. La 3 ani, potrivit făgăduinței făcute de Ana încă înainte de zămislire, Maria a fost afierosită templului din Ierusalim, unde a rămas până la vârsta de 15 ani. E vorba despre templul construit de Zorobabel la porunca profeților Zaharia și Ageu în anul 517, pentru că cel construit de Solomon la îndemnul profetului Natan a fost dărâmat în 587 de Nabucodonosor. Templul avea în preajma lui un așezământ dispus pe 3 paliere destinate fecioarelor, văduvelor și pelerinilor închinători. Ruda sa, Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, s-a ocupat de creșterea ei spirituală. La 15 ani, Maria, potrivit tradiției evreiești, trebuia să părăsească așezământul de pe lângă templu și să se întoarcă în familie, numai că, spre deosebire de celelalte fecioare, ea își dorea un nou mod de viață. Așa se face că, prin descoperire dumnezeiască, a fost încredințată de Zaharia dreptului Iosif, un bătrân în vârstă de 80 de ani, văduv din Nazaret, templar de meserie. Dreptul Iosif avea din căsătoria cu Salomea 7 fii, 4 băieți, Iacov, Iuda, Simeon și Iosia, și 3 fete, Salomea, mama lui Iacov și Ioan, Estera și o fiică al cărei nume nu a fost reținut de evangheliști. A doua perioadă din viața Maicii Domnului, cuprinsă între 15 și 28 de ani, este indestructibil legată de întruparea Mântuitorului și cuprinde ca evenimente de mare însemnătate buna vestire, vizita de 3 luni făcută Elisabetei, rudenia sa, tăierea împrejur și ducerea pruncului la templul din Ierusalim, închinarea magilor, fuga în Egipt, întoarcerea în Nazaret și pelerinajul la Ierusalim. Maria e promisă în căsătorie tâmplarului Iosif. Potrivit legii și obiceiului iudaic, ea este considerată drept logodnica sa, Matei 1:18. La fel ca ea, și el are o condiție socială modestă. Atunci de ce îngerul o salută spunându-i că este mult favorizată? Privilegiul ei minunat. Arhanghelul Gabriel îi spune fecioarei: nu te teme, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Luca 1:29-33. Uimită și tulburată, Maria întreabă: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Gabriel răspunde: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Pentru a înlătura orice îndoială, îngerul adaugă: iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată și va avea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, e acum în luna 6, căci nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Luca 1:34-37. Maria acceptă imediat acest minunat privilegiu de serviciu. Binevoitoare, dar plină de umilință, ea răspunde: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. După aceea Gabriel pleacă. Maria se duce în grabă într-un oraș din regiunea muntoasă a lui Iuda. Sosind la locuința preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta, ea găsește exact situația descrisă de înger. Ce bucurie îi umple inima Mariei. Buzele îi zvugnesc în cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, Luca 1:38-55. Ea devine soția lui Iosif. O fecioară trebuie să poarte corpul uman al lui Iisus, deoarece o astfel de naștere a fost prezisă, Isaia 7:14, Matei 1:22-25.
Dar de ce trebuie să fie o fecioară logodită pentru a furniza un tată adoptiv care să-i poată transmite copilului dreptul legal la tronul regelui David? Atât Iosif cât și Maria aparțin tribului lui Iuda și sunt descendenți ai regelui David. Astfel, drepturile de moștenitor ale lui Iisus vor fi de două ori garantate, Matei 1, 2,16, Luca 3, 23,33. Iată de ce îngerul îl asigură mai târziu pe Iosif că nu trebuie să ezite să o ia pe Maria ca soție legitimă, cu toate că este însărcinată, Matei 1, 19,25. Un recensământ în scopuri financiare decretat de Cezar August îl obligă pe Iosif și pe Maria să se înregistreze în Betleem. În timp ce se află acolo, ea dă naștere fiului ei întâi născut. Păstorii vin să vadă copilașul și aduc laude tatălui său Dumnezeu. Potrivit legii mozaice, după 40 de zile de curățire, Maria se duce la templul din Ierusalim pentru a face ispășire pentru păcatele ei. Leviticul 12, 1-8, Luca 2, 22-24. Întrucât ea nu a fost concepută în mod imaculat și deci nu este liberă de pata păcatului. Imperfecțiunile sale moștenite trebuie acoperite prin jertfe de ispășire, Psalmul 51 cu 5. În timp ce Maria și Iosif se află la templu, vârstnicul Simeon și bătrâna profetesa Ana sunt privilegiați să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Nu Maria este în centrul atenției lor, Luca 2, 25-38. Mai târziu, magii aduc omagiu nu ei, ci lui Iisus, Matei 2, 1-12. Fuga în Egipt, Matei 2, 13-23, este momentul care a urmat în derularea timpului după închinarea pruncului la templul din Ierusalim, Luca 2, 22-38, și respectiv după închinarea magilor, Matei 2, 11. În Egipt, Maica Domnului, pruncul Iisus și dreptul Iosif au pribegit timp de 3 ani moartea lui Irod, facilitând întoarcerea lor în Nazaretul Galilei, Matei 2, 21-23. După ce fug în Egipt și rămân acolo până la moartea răului Irod, părinții lui Iisus se întorc și se stabilesc în orășelul Nazaret, Matei 2, 13-23, Luca 2, 39. Aici Iosif și Maria îl cresc pe Iisus în cadrul unei familii pioase. Următorul episod cunoscut din viața Maicii Domnului s-a petrecut pe când Iisus avea 12 ani, ea fiind cam la 28 de ani când împreună cu Iosif s-au dus la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, Luca 2, 41. Și sfârșindu-se zilele prăznuirii, pe când se întorceau ei, Iisus a rămas încă 3 zile, vorbindu-le celor din templu, și când Maria și Iosif au constatat că Iisus nu i-a urmat în drumul lor spre casă, s-au întors îngrijorați la Ierusalim și găsindu-l, i-au reproșat zicându-i: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Ce l-a zis către ei: De ce mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu mi se cade să fiu? Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Oare nu știați că în cele ale tatălui meu mi se cade să fiu? Luca 2, 48, 49, 51. După acest moment urmează 18 ani de tăcere, atât în viața Maicii Domnului cât și în viața lui Iisus. E o perioadă în care Iisus nu a frecventat școlile rabinilor, ci a rămas în Nazaret lucrând în atelierul lui Iosif. Sfântul Iustin Martirul și filozoful istorisește că în timpul lui încă se mai păstra o căruță lucrată de Mântuitorul. Informația se găsește în revista Studii Teologice, numărul 56, pe 1957, pagina 333. Sfinții evangheliști înnoadă firul biografic pentru Maica Domnului la nunta din Cana, când Maria, care avea în jur de 46 de ani, stăruie pentru începutul minunilor și arătarea slavei lui pentru Mântuitorul. Firul este înnodat la botez, la întreita ispitire și apoi la nunta din Cana. Ioan 2, 1-11. Ulterior, pe Maica Domnului o întâlnim în grupul mironosițelor care îl urmau pe Iisus și pe ucenicii lui prin cetăți și sate, ascultând cuvântul lui despre cum se poate intra în împărăția cerurilor. Luca 8, 1-3. Se spune că în Capernaum, pe când Iisus vorbea celor din casă, fiii și fiicele lui Iosif, numiți generic frații și surorile lui Iisus, Marcu 3, 31-32, dar care nu credeau în dumnezeirea lui Iisus, Ioan 7,5, i-au trimis vorbă că l-așteaptă afară împreună cu mama lui. Expresia frații Domnului are în contextul societății iudaice un sens mai larg, incluzând dincolo de rudenia de sânge și înrudirea mai îndepărtată, Leviticul 10,4, unchi, facerea 28,2, nepoți, facerea 14,14. Atunci Iisus, privind pe cei din jur și cunoscând cum gândesc așa zi și frații lui, care de fapt erau un fel de veri primari, a zis: Iată mama mea și frații mei.
că tot cel care va face voia lui Dumnezeu, acela este fratele meu și sora mea și mama mea. Marcu 3:33-35. Deci celor care nu fac voia lui Dumnezeu, doar simplu fapt că sunt rudă de sânge a cuiva cu viață sfântă, nu le ajută. Nu putem fi frați cu Hristos în Duhul Sfânt fără să avem o viață sporită în virtute, împlinirea poruncilor fiind de preferat în rudirii trupești. Ca afirmație îi viza pe fiii și fiicele lui Iosif și nici de cum pe Maica Domnului. Reiese și din faptul că Iisus a aprobat pe acea femeie din mulțime care voin să-L laude pentru cuvântul rostit, dar și să-i rușineze pe cei care nu-L ascultau și nu credeau în dumnezeirea Lui, i-a strigat: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Luca 11:27. La auzul acestor cuvinte, Mântuitorul nu numai că nu a negat adevărul celor spuse, ci l-a întărit prin afirmația: așa este. Luca 11:28. Maria are și alți copii. Cu timpul, Maria și Iosif îi dăruiesc lui Iisus surori și frați naturali. Când Iisus ajunge cu ministerul său în Nazaret, orașul unde a crescut, cei care îl cunoșteau din copilărie îl recunosc. Oare nu este el fiul tâmplarului? Întreabă ei. Nu se numește mama lui Maria și nu sunt frații lui Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Matei 13:55-56. Cei din Nazaret se referă la familia fizică a lui Iosif și a Mariei, inclusiv la fiii și fiicele, pe care ei cunosc ca fiind surorile și frații naturali ai lui Iisus. Acești frați și surori nu sunt verișori ai lui Iisus, nu sunt nici discipolii săi sau surori și frați spirituali, deoarece în Ioan 2:12 se face o distinție clară între cele două grupuri, spunându-se: după aceea Iisus a coborât la Capernaum împreună cu mama lui, frații lui și ucenicii lui. Mulți ani mai târziu, apostolul Pavel a văzut pe Chifa sau Petru la Ierusalim și a adăugat: nu am văzut pe niciunul dintre ceilalți apostoli. L-am văzut numai pe Iacov, fratele Domnului. Galateni 1:19. The Jerusalem Bible. În plus, afirmația că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până ce a născut pe fiul ei indică faptul că după aceea tatăl adoptiv al lui Iisus a avut relații cu ea și a avut împreună alți copii, Matei 1:25. În mod corespunzător, în Luca 2:7, Iisus e numit fiul ei cel întâi născut. O mamă temătoare de Dumnezeu. Ca mamă temătoare de Dumnezeu, Maria cooperează cu Iosif în ceea ce privește instruirea în dreptate a copiilor ei, Proverbele 22:6. Faptul că ea este o cercetătoare pasionată a scripturilor se vede din bogăția spirituală a exprimărilor cu care a răspuns salutului adresat de Elisabeta. Cu acea ocazie, mama lui Iisus a repetat sentimentele exprimate în cântarea Anei și a făcut dovada faptului că ea cunoștea psalmii, scrierile istorice și profetice, precum și cărțile lui Moise, Geneza 30:13, Samuel 2:1-10, Proverbele 31:28, Maleahii 3:12, Luca 1:46-55. Maria a păstrat în memorie evenimente și exprimări profetice, le-a păstrat cu grijă în inima ei și a meditat asupra lor în mintea ei. Prin urmare, ea este bine pregătită pentru a acorda instruire părintească băiatului Iisus, Luca 2:19-33. La vârsta de 12 ani, fiind bine instruit, Iisus dovedește o cunoștință scripturală care îi uimește pe învățații de la templu. Deoarece în timpul acelei perioade a Paștelui, el se îndepărtase de părinții săi, mama să-i spune: copile, pentru ce n-ai făcut așa? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat cu mare îngrijorare. Iar Iisus le răspunde: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în cele ale tatălui meu? Neputând să pătrundă semnificația acestui răspuns, Maria îl păstrează în inima ei. Întorcându-se la Nazaret, Iisus continuă să crească în înțelepciune, în statură și în har față de Dumnezeu și față de oameni, Luca 2:42-52. Maria în calitate de discipol al lui Iisus. Cât de potrivit este faptul că Maria va deveni cele din urmă un discipol devotat al lui Iisus. Ea e umilă și în pofida incomparabilei sale însărcinări încredințate de Dumnezeu, nu are ambiția de a se scoate în evidență. Maria cunoaște scripturile, dacă și dumneavoastră le veți cerceta, nu o veți găsi descrisă purtând aureolă, așezată pe un tron în calitate de regină mamă și scăldată în gloria reflectată a lui Hristos. Dimpotrivă, o veți găsi într-un fundal îndepărtat în afara luminii reflectoarelor. Iisus a avertizat împotriva unui astfel de lucru, cum ar fi venerarea Mariei în rândul continuatorilor săi. Odată, în timp ce el vorbea, o femeie din mulțime și-a ridicat glasul și i-a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii pe care ai supt. Dar el a zis: ferice mai degrabă de cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, Luca 11:27-28.
La o petrecere de nuntă, Iisus i-a spus Mariei: femeie, ce am eu cu tine, nu mi-a venit încă ceasul. Ioan 2:4. Alte traduceri redau astfel: lasă problema în mâinile mele sau nu încerca să mă conduci. Da, Iisus și-a respectat mama, însă nu a venerat-o. Privilegii eterne. Ce mari privilegii a avut Maria. Ea l-a născut pe Iisus, apoi a acordat copilului Iisus îngrijiri și instruire maternă. În cele din urmă, ea a exercitat credință, devenind un discipol și o soră spirituală a lui Hristos. În ultima imagine despre Maria pe care o avem în Scripturi, o vedem într-o cameră de sus din Ierusalim. Ea se află acolo împreună cu apostolii lui Iisus, cu ceilalți fii ai săi și cu unele femei fidele, toți fiind închinători ai lui Dumnezeu. Faptele 1:13-14. În decursul timpului, Maria a murit și corpul ei s-a întors în țărână. La fel ca ceilalți continuatori unșei scumpului său fiu, care au trăit în secolul I, ea a dormit în moarte până la momentul fixat de Dumnezeu pentru a o învia la viață nemuritoare în cer, în calitate de creatură spirituală. Corinteni 15:44-50, 2 Timotei 4:8. Cât de fericită trebuie să fie acum în prezența lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, ea cea mult favorizată. Prieteni, atât pentru azi. Dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei pe curând.